G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un bonus episod, ca să zic așa, pentru Darksiders 3. Magnificul Darksiders 3 alături de Fury. Bun, deci, noi am terminat jocul. Am văzut până și finalul, mă rog, cu ghilimele, secret. Și anume porțiunea aia micuță de la sfârșit de acolo cu Lilith, care mie nu mi se pare final secret, pur și simplu trebuie să aștept după end credits, dar mă rog. Anyway, să zicem, treacă de la noi. Și se pare că putem până la urmă să ne ducem să ne întâlnim cu Lords of Hollow. Și asta o să vrem să facem astăzi. Am zis să începem așa, îl mai morăm o dată pe Abraxis. Da, șu. Stai așa. Stai că nu mai știu. Ne aducem aminte. Băi, nene, băi. Botolește-te-n puii mei. Ăla e. Oh, yeah. Heal. Stai. Come on, știu că pot să fac. Nu, ce se dă omul? Ăla-i tată! Frumos! Ești de partea care nu trebuia istorie, milady. Du-te, mă, de aici. Nu sunt doamna nimă răi. Bun, știm, bla, l-am omorât pe Guster, skip. Ne dă Soul of Abraxis, da, sunt de acord de treaba asta, accept. Bun, ok. Ne-a dat jos la lift ca să ne mai primăm noi cu liftul, pentru că nu știu de ce ne-am primat noi cu liftul, dar mă rog, anyway. Așa, și acum întrebare întrebătoare. Eu știu că pot să ajung la nenea Vulgrim. Cumva. Cum ajung eu la Vulgrim de aici? Bun, hai că am găsit aici un din ăsta de al Vulgrim. Bun, și se pare că noi prin Serpent Halls putem să ne ducem. Nu. Ia, stai. Aici? Nu, cred că aici. Ăsta. Bun, deci putem să ne ducem la The Lord of Hollows, da? Travel through, yes. Vrem să mergem la... Deci acum că l-am omorât pe Abraxis. Asta era marea șmecherie. Ia să vedem, domnule, ce se întâmplă aici. Da, mă, fii atent, deci omul este aici și putem să interacționăm cu el. Ia, Dudule, hai să discutăm cu tine, că n-am realizat că după lupta cu Abraxis puteam să venim la tine. Welcome, horseman, to a fight encounter. Bun. L-a dat pe Watcher în afară. Ce se întâmplă? Și se uită ca prin geam. Așa trebuie, Guștere. Răspunde-mi. Ai venit aici să mă omori? Dar trebuie să știi, ai făcut o profeție. Da, am făcut-o. Dacă a venit, e un moment oportun ca să mă omori, este fix aici acum. Înainte de transformarea mea. Ce urmează, călărețule? Bun, să lăsăm să trăiască sau să-l omorâm pe The Lords of Hollows? Bă, nu știu, deci noi l-am omorât pe Abraxis. What the hell, știi? Tocmai că pentru că nenea asta ne-a dat ceva interesant acolo, spare. Bun, și hai să-i dăm un spare The Lord of Hollows. Abraxis mi-a spus că vrei să golești pământul, că m-ai folosit pentru a obține puterea. Un demon care spune adevărul. Acum am văzut totul. Oh my god! Deci chiar ne-a folosit și ăsta, mă? Omul a făcut parte din consiliu, ești nebun, mincinosule! Este atât de greu de crezut că eu pot să mă număr printre ei. Eram în forța echilibrului care credea în munca consiliului. Dar după ere... am devenit... What? Concept of maintaining balance became
They quickly reduced their focus to policing the forces of heaven and hell. But in doing so, they did not account for humanity. Humanity? They are the... Hellas Simeon. Hellas Simeons. Deu ce-mi place cum au scris oamenii ăștia pe cuvânt. Da, deci practic ne spune că oamenii sunt mult mai mult decât toată lumea crede despre ei. Ei au, sunt pur și simplu manifestarea echilibrului. Numai că trebuie să evolueze, trebuie să crească. Deci Consiliul nu vrea neapărat să-i distrugă pe oameni, dar a permis distrugerea oamenilor, pentru că ei sunt focusați pe echilibru între rai și iad. Nu e singura. Eu sunt un vas, tu ești un gardian. Pentru a obține echilibru și a salva lumea asta de așa, one must choose a side, I have chosen mine, it's you, Fury. A ales-o pe Furie. Vedeți, noi acum știm deja finalul și știm că în cele din urmă Furie devine gardianul cea mai rămas din omenire. Aleg viața. E un sentiment bun să ai din nou un scop, nu-i așa? Transformarea mea. A lăsat în urmă un talisman. Sigiliul de piatră misterios. Acest obiect tremură, amenințând să se crape din cauza presiunii imense pe care o conține. Voci țipă din interior, nu țipă, strigă din interior sau te cheamă din interior sau se aud din interior. At once a loud roar and quiet as a whisper. Toate la oaltă, cu un vuiet enorm și de asemenea foarte liniștite. Da, super, mă bucur. Mai am urât? Era nebun la fel de nebun ca și restul. Something else you want to tell me? Mai ceva ce vrei să spui, stăpână? Yes. Da, m-am săturat de demoni cu iluzii de grandoare. Bun, ok. Deci avem momentul de față, eventual cred că ne putem și uita aici în inventar. Ok, deci în locul inimii lui Abraxis avem acum acest misterios sigiliu de piatră. The Hollow Lord entrusted the stone sigil to Fury in the hope that she might help to fulfill his purpose. What that may be is unclear. Bun, dragilor, acum că am luat medalionul respectiv de la nenea Lord of Hollows, am trecut și peste mica discuție pe care am avut acolo cu Johnson, de care am aflat că în cele din mai este Strife al nostru. Și trebuie să mergem pentru bătălia finală. Hai să discutăm cu nenea Ultain. De ce m-au ajutat? Asta fac oamenii. And the fact that you sent more than a few survivors our way didn't hurt. All for naught. We didn't pull you from the rubble to quit now. Nu te-am scos din pietriș ca să renunț acum. Your betrayal can be seen on your face.
left for dead like some useless discarded thing. But it is not. Încă nu s-a terminat. Here, take it. Ia asta. Un dar de la Lord of Hollows. Merită să fie în mâini mai puternice ca ale mele. Nu știi ce mi-oferi, călărețule. Nu poți să fii serioasă. Este important. E clar că nu sunt demnă. Nu-l vrei? Nu a fost făcut pentru mine. Lordul știa pe cine alege. Încrederea lui nu va fi pusă la îndoială. Nu de către mine. Ce? Acest milestone. Milestone. Prag? Nu. Marg. Nu știu. Oricum, deși ca idee generală, Ulthein știe despre ce înseamnă, dar spune-ne în puii mei ce este medalionul. Bun, dragii mei, hai că am ajuns și la bătălia finală. Am zis să nu vă țin prin toată șmecheria, plus că... Da, am ruginit. Am înregistrat ultima oară acum o zi, 2, 3, 10, nu mai știu exact și nu merge. Nu știu de ce, dar nu merge. A fost fun lupta cu Abraxis, oricum mult mai distractivă decât lupta asta cu Nvidia. Ok, deci aici am observat înainte, am observat că s-a schimbat un pic și la discuția finală cu Ulthein. Că Ulthein Boosterul știe cu ce se mănâncă respectivul talisman, etică. Mama, asta îmi place la final. Cum trece acolo prin Envy, mâncați-a și sunt tot cu biciul ăla. Epic. Super, super fine, da? Bun. Și după cum se poate vedea, avem talismanul ăla atașat la noi acolo. Magnific și mirobolant. O să o luăm și pe Envy. Bun, ce vreau să discutăm până mai vedem ce mai face a noastră dragă și scumpă Fury cu talismanul respectiv. Voi vă mai aduceți aminte scopul final din Darksiders 2? Vă mai aduceți aminte că Death, moartea, călărețul al doilea, până la urmă căuta să reactiveze geneza, să readucă sufletele umane pe pământ cu ajutorul unui Well of Souls? Unui... But perhaps not. Mă rog, și ăștia bineînțeles că discută aici că să o pedepsească, că este ingrată și că ei sunt puternici. Nu voi muri așa. Nu voi permite corupției voastre să se împrăștie. Împrăștie-te capul tău. Opa, scoate talismanul. Ok, deci asta e nou. Opriți-vă! De unde ai luat asta? Dă nou. Nu cred că este făcută pentru voi, plus că se simte destul de bine. Atâta aroganță! Nu, asta ar fi mândrie. Asta este adevărul și adevărul este că asta vă poate distruge. Nu o să afli niciodată, Scorpie. Bun, și asta am stabilit deși de data trecută că este un fel de bombă atomică care, nu știu, le explodează în față sau la câtă energie are energia tuturor celor 7 păcate. Le explodează cumva în față, dar nu îi distruge. Bun, și acum ne întoarcem acasă. Bun, și de aici trecem direct la partea finală cu Lilith, care și partea finală cu Lilith se schimbă. Proasto, ți-am spus să-l faci să tacă pe trădător, nu contează. Cel tânăr se referă la Fury, cea tânără nu are habar ce face talismanul. Consiliul va delibera și îl va trimite pe război pe către pământ, o greșeală. Sigiliul final va fi spart. Poți să pleci. Bun. Deci, s-au schimbat câteva chestii așa de nuanță. Toată lumea a aflat acum că avem talismanul respectiv. Toate faine și frumoase, numai că numai noi nu știm ce e talismanul respectiv. Partea interesantă e că Lord of Hollows, când se transformă în talismanul respectiv, el acolo dă niște indicii.
practic și unul cel mai mare indiciu pe care îl dă este faptul că el a strâns suflete, a golit suflete, dar nu le-a șters complet. Pur și simplu le stochează ca să nu se mai întoarcă la acel Well of Souls de care vă spuneam. Da? Deci din Darksiders 2 știm că, și asta ne spuneam, discutam că sufletele ființelor nemuriți și sufletele în general sunt reciclate în permanență, un ciclu continuu, da? Și am văzut că prima dată când ne-am întâlnit cu Lord of Hallows, am văzut că un demon și un înger vin acolo ca să oprească ciclul ăsta, da? Să nu se mai ducă din nou și să retrăiască o viață ca orice altceva, nu știu, așa, și vor să se oprească. Ei, și Lord of Hallows, de fapt, sufletele alea le stochează el. Și pare să că le stochează în acel talisman și pare să că vrea acel talisman să fie un nou izvor de suflete, da? Care cumva să din nou să regenereze probabil ființele umane sau ceva de genul ăsta. Nu-mi dau seama exact cum o să funcționeze toată treaba. Cel puțin așa am dedus eu până în momentul de față. Nu înțeleg de ce ar face chestia asta sau poate că încă nu știau că moartea, că death se duce să facă fix același lucru, da? Poate că Lord of Hallows nu avea idee despre treaba asta. Bun, dragii mei, cam atât pentru acest bonus episod din Darksiders 3. Gata, am încheiat. Am văzut ce este în plus, am văzut care e faza cu medalionul respectiv. Am văzut, dragii mei, la Sky, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Bună seara, București, și până seara, România, pe data viitoare.